Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare la nivel colectiv pentru un anumit grup. Vedeți? Veți vedea. Veți trăi și veți vedea pentru care se potrivesc veștile care vin. Am văzut acum cât o oră să fie trecut? Da, live am văzut. Cum se apropia cometa aceasta C2017 de atmosfera planetei noastre. Foarte interesant. Ideea este că m-a inspirat să fac o etalare foarte generală despre niște dorințe care sunt pe cale să se manifeste în curând, ori acum, ori în perioada următoare. Pentru că pentru mine stea, știți voi, și nu doar pentru mine, când vezi o stea căzătoare, meteorit, cometă, chestii de genul ăsta, noi ne punem o dorință, nu? Așa e obiceiul. Și așteptăm să vedem în cât timp se împlinește. Aș zice că cu ocazia aceasta așteptăm să vedem ce dorințe ne-am pus în trecut și se pregătesc să se împlinească. Dar haideți să vedem. În primul rând, au venit deja niște mesaje. Pre-etalare. 30. Femeia, aș spune, e un soi de împărăteasă pentru mine această femeie. O femeie nobilă. O femeie de o puritate și o sensibilitate aparte. Mesajul următor, vești. Păsările astea sugerează în aceste de cărți vești. Către această femeie, eventual, vești. Poate unele mai plăcute, altele... interesant. Unele mai plăcute, altele mai puțin plăcute. Ideea este că este un personaj, o energie masculină tânără. Este un soi de cavaler. Care... se pare că ori vrea să comunice despre un drum, ori vrea să comunice despre calea sa, pentru că aceasta este o cale și e 22, număr maestru. Cu alte cuvinte, calea care duce către stabilitate. 4 este împăratul în tarot, da? 4 este varianta superioară a oricărei energii masculine. Poate acest cavaler, energie masculină, tânără, în primul rând, ca energie, ca mental. Poate să aibă orice vârstă. De un personaj care încă nu s-a descoperit și eventual vrea să-și descopere o cale. Către autonomie, către autoritate, către varianta sa cea mai bună. Ar fi o idee. Ar mai fi că poate are de făcut drumuri. Și niște vești despre aceste drumuri probabil că vor fi transmise acestei împărătese, acestei femei. Sunt multe variante, vom trece și vom vedea. Interesant este că la capătul setului de cărți apare șarpele, vulpea și grădina. Aș spune că în orice variantă ar fi aceste cărți, că vrea să-și descopere calea, care de făcut un drum, aș spune mai degrabă tot așa de reechilibrare și de eliberare de un anume fel de stagnare. Și această reechilibrare ar aduce abundența sa într-o variantă pe care oricine și-o dorește. Ei, ca să ajungi acolo, acest personaj, sau poate chiar și voi, trebuie să vă vindecați de niște dușmani. De o situație sufocantă, de o situație otrăvitoare. Șerpii pot să fie constrictori, da? Pot să fie vicleni. Interesant, și șarpele și vulpea au un soi de viclenie. Ideea este că dacă aveți voi de-a face cu oameni, cu dușmani, trebuie să fiți și voi vicleni. Cum spunea și în Biblie, fiți pur ca porumbei și vicleni ca șerpii, da? Casă, puteți manifesta stabilitate, grădina voastră, abundența voastră. Că este a voastră, că este acestui personaj, veți trăi și veți vedea. Ideea este că cineva se străduie, pe lângă faptul că are de făcut drumuri, se străduie să-și găsească calea. Eventual, această energie feminină, înaltă, aș spune, 3 înseamnă comunicare, prin comunicare poate să arate ceva. Aș spune că poate să inspire. Și de ce zic asta? Pentru că în aceste de cărți, în timp ce am amestecat, primul lucru a apărut steaua. Apropo de cometă, da?
Cometa arată ca o stea căzătoare. A venit stea. Nu le-am împotrivit eu, ele au venit. Știți că uneori primim confirmări. În cazul de față chiar am primit această confirmare și m-am bucurat. În această perioadă ne vindecăm și noi de ale noastre și odată vindecându-ne la nivel colectiv îi ajutăm și pe ceilalți, care poate nu știu să se vindece, dar intrând în aura noastră încep să mai scape de niște probleme. După stea a venit cavalerul de bâte, cavalerul pe care l-am descris mai devreme și valetul de bâte. Acest personaj chiar vrea să comunice. Pe de o parte, într-adevăr, este foarte atras, eventual, de voi, energiilor feminine înalte, împărătese, stele, ce-ați fi, mari preotese, persoane care ghidați, sau puteți să fiți și bărbați, într-o energie feminină înaltă, bărbați care ați lucrat pentru creșterea voastră spirituală. Cine în această poziție ghidează, arată calea multor oameni. Și acest personaj mai tânăr, repet, în primul rând energetic și spiritual, poate să fie și fizic, poate să fie și ca vârstă mai tânăr. Acest personaj se simte extrem de atras fizic, e chiar un sentiment cu această carte, un sentiment de rușine, de, sau nu rușine, poate să fie și o rușine, în ideea că se simte intimidat. Cum ar putea să împărtășească această atracție fizică față de o persoană care totuși de obicei de neatins. Cu alte cuvinte, cum ar putea să se bucure, apropo de nouă de cupe, de steaua despre care am vorbit chiar de la început, împlinirea unor dorințe. Dorințele acestea, cum ar putea să se manifeste cu un personaj care este de obicei de neatins? E o problemă. Interesant este că la capătul setului de cărți apare regele de monede și moartea. Cu alte cuvinte, se confirmă ce am spus mai devreme. Acest personaj dorește să se transforme. Să pună capăt conflictelor, bătăliilor personale, interioare, eu știu, de grup ce or mai fi aceste bătălii, înseamnă foarte multe, da? Și să se transforme într-o persoană asumată, într-o persoană responsabilă, de încredere pe care te poți baza. Este dorința cuiva. Interesant, iar, cu toate converg către acest mesaj, a venit și la aceste de cărți patru de bâte. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu flacăra voastră geamănă. Și dacă sunteți mai ridicați în vibrații, îi ajutați și pe ei să se apropie, interesant, de acest foc. Aici văd un șemineu, da? Să-și descopere foc, flacăra, apropo de flăcări gemene, flacăra. Și să o folosească într-un mod asumat. 4. Este o întâlnire. Poate să fie și o întâlnire romantică, poate să fie o chestiune care ține de casă, poate să însemne foarte mult. Și întâlnirea cu flacără geamănă pentru unii dintre voi. Și această flacără geamănă a voastră este încă netrezită pentru unii. Alții știți că aveți o flacără geamănă trezită. Vorbim de cazul în care e o flacără geamănă netrezită. Și iar vorbim de transformare, interesant apare eremitul. Eremitul și marele preot. Da. Clar, împăratul, ce cărți? Vai, dar ce cărți, numai arcane majore. O transformare intensă în viața cuiva și majoritatea cărților, după cum vedeți voi, sunt foarte masculine. Eremitul, marele preot, împăratul, toate masculine. Aici avem regele de monede, avem cavalerul și am văzut și mai devreme cavalerul. Energie masculină tânăr care își dorește să se transforme. Ia uite, exact, valetul de bâte despre care am vorbit. Într-un mod spectaculos, neprevăzut, neașteptat. Aș spune o trezire. O trezire. 16, asta înseamnă turnul. Situații neașteptate, dar și trezire. Trezirea spiritului. La reconstrucție, la o nouă cale. Stai că te-ai îndepărtat de calea ta, da? Apropo de 22. Te-ai îndepărtat de calea ta. Și de 4, da? Tu trebuie să fii bărbat în energia ta divină, înaltă. Nu să fii un valet, nu să fii nici măcar, unii nici măcar cavaleri nu sunt, sunt de-abia valet, sunt imaturi, da? Și atunci, acest personaj trebuie să renunțe la un ciclu de trădări, poate a trădat, poate a fost trădat, poate și una și alta, un ciclu foarte neplăcut, aș spune, foarte dureros. Și să-și regăsească credința cu marele preot, cu marele preot și eremitul. Eremitul caută lumina, caută stea, da? Umblăm prin întuneric după această stea.
și o găsește. Pentru că are răbdare, pentru că este hiperanalitic, pentru că se uită la detalii, da? O găsește. Și în această căutare se transformă. Se transformă. Haideți să vedem totuși. Asta a fost așa o pre-etalare. Pentru cine o fi? O fi pentru cineva. Nu știu. Nu? Știți și voi că întotdeauna sunt oameni care sunt pregătiți să primească mesajele, alții care nu sunt pregătiți. Hai să vedem totuși. Acum începe etalarea. Ce a fost pre-etalare? Situația, apropo de cometă, ce împlinire, ce dorințe vi se împlinește în această perioadă? Transformare interesantă. Măi, 17 steaua, nu? Numărul 17 steaua. Și aici avem călătorii peste hotare sau călătorii lungi, cu 8, cu transformări intense. Am văzut moartea de vreo două ori, parcă, da? Nu, că ar muri cineva. Nu, am zis că renaște, cineva renaște. Pune capăt unei relații. Interesant că și în 7 și cu 1 tot înseamnă. O transformare foarte, foarte intensă, radicală în viața cuiva. Aceasta este împlinirea unei vechi dorințe, eventual. Cineva probabil că nu credea că o să se transforme, nu credea că o să întâlnească steaua, acea lumină, în timpul unei călătorii sau la distanță, da? Nu credea că o să vadă acea lumină vreodată, lumina de la capătul tunelului, da? Și uite, se întâmplă. La capătul setului de cărți, scrisoarea, iar vești, în legătură cu niște chestii, interesant, vești, în legătură cu niște chestii care țin de justiție, de karmă. Dar, interesant, poate ce... interesant, se face justiție. Veți primi niște vești. Se face justiție în viața voastră, celor care ascultați într-o formă sau alta, se face justiție. Cei care au fost vicleni cu voi, au fost înascuns, în secret, v-au dușmănit, secret că e luna, v-au dușmănit, au creat strategii, s-au abținut ca să facă niște jocuri, da? Au parte de karmă, au parte de justiție. Voi aveți parte de justiție și de karmă. Ei trebuie să plătească pentru niște nedreptăți. Cine a greșit față de voi? Și iar nu mai vorbim de noutăți, de vești auzite în stânga și în dreapta. Unii dintre voi veți primi un mesaj într-o formă sau alta, de la cineva. Poate de la cineva care e interesant 11 justiție, poate are cineva planete în balanță. Avem scorpion, avem vărsător, în general, să zicem. Hai să vedem situația generală. Cometuță, cometuță, ce împliniri ne aduci? Mai turnul, iar evenimente neașteptate, 2 de bâte, 9 de monede. Aici este. Iar spune că e trezire. Și justiție, interesant, iar chestiuni care țin de legalități, de dreptate, de karmă, de tribunale, de acte, de documente. Bine, poate să fie și balanță. Varianta cea mai simplă ar fi balanță, dar nu ne fixăm doar pe asta. Unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj care trebuie să aleagă, dar poate că și voi aveți de ales între o situație care implică efort, determinare, pentru că trebuie dărâmate niște blocaje. Și, pe de altă parte, dacă stați în blocaje, vă consumați energia, ar mai fi o altă variantă, să lăsați să se distrugă vechea construcție și să vă recreați voi o altă construcție, un alt turn, un alt soi de stabilitate. Dar aș vrea să clarific. Hai să clarificăm turnul. Valetul de spade,
E o comunicare care trezește, o comunicare neașteptată. Interesant, 4 de bâte. Și stea, deci chiar trezește. Și regele de cupe, care aduce dragoste într-un mod neașteptat, care aduce vindecare, care aduce bucurie. Pe de-o parte. 2 de... Asta nu știu unde s-o pun. S-o pun așa? Hai să o punem așa. Asul de monede și cavalerul de monede. Semne de pământ avem, azi avem de foc, avem de aer. Acum, fecioară, taur, capricorn. Iar, probabil că totuși acest personaj, din viața voastră sau voi, trebuie să alegeți înspre o nouă direcție. Am zis, lăsați turnul să pice. N-are rost să vă consumați energia în acest interior în care parcă roțile nu se mai învârt degeaba, ia uite, parcă toate mai au un pic și explodează. O să explodeze dacă mai stați mult, așa că lăsați trecutul să se ducă. Și concentrați-vă eventual pe ceea ce puteți să creați, pentru că monedele reprezintă o formă de creație, da? Pe ceea ce puteți să creați, chiar dacă o să dureze ceva să manifestați acest as de monede, sau poate ei, nu știu cine, despre cine vorbesc, despre cineva din viața voastră sau despre voi. Poate, repet, și una și alta. Oricum, cine este aici își dorește să manifeste un nou început, o relație, un proiect, ceva stabil, da? Ceva valoros, care să creeze stabilitate în timp și un anume tip de moștenire. Ceva ce va impresiona generații la rând. Dar pentru a manifesta acest as de monede, trebuie să depună efort, trebuie să își facă planuri concrete, trebuie să se miște, chiar dacă va fi o mișcare mai înceată, trebuie să se miște, trebuie să fie determinat, dar în mișcare, nu pe loc. Nu ca formă de rezistență, ci ca acțiune. Da, se dorește un nou început. Clarificăm 9 de bâte. Temperanța. Ori aveți de ales între două persoane și între timp trebuie să vă creați și calea voastră, da? Una este calea noastră și alta este relația noastră cu X sau cu Y. Ar fi, pentru că sunt două băte, da? Ar fi de ales între a vă vindeca de niște blocaje, de niște situații care v-au ținut pe loc, dar v-au învățat foarte multe. Interesant, aici este un personaj cu un binoclu și cu o flacără. Flacăra, a mai rămas ceva flacăra, a rămas ceva pasiune. De-aia zic, aveți grijă cum o folosiți, în ce o investiți, în lucruri de valoare, în relație de valoare. Și vreau să spun, acest personaj are binoclu. Teoretic ar fi trebuit să învățați, pentru că pentru mine e Chiron, acest nou de monede, ar trebui să învățați să aveți viziune. Și cea mai importantă viziune este că trebuie să vă vindecați de niște blocaje. De un anume fel de încăpățânare, trebuie să vă vindecați sau... În plus, trebuie să învățați să aveți granițe personale bine stabilite ca să mențineți relațiile echilibrate și sănătoase. Aici este un personaj eventual karmic cu care învățați aceste lucruri despre care am spus. Și apoi turnul, eu știu, un alt personaj sau o altă situație, probabil neașteptată, o comunicare neașteptată, eventual o trezire a cuiva. Iar avem energia valetului, energie tinere, care se trezește eventual. Și este chemat să devină cavaler, rege și așa mai departe. Da, iar se dorește un nou început.
Poate că și voi? Poate că și persoana cu care aveți de-a face trebuie să aleagă între un nou început cu voi și ceva vechi cu altcineva. Schimbările vin de fapt prin alegeri. Orice alegere facem aduce schimbare, aduce transformare. Aș vrea să clarific optul care a apărut aici, acel coșciu. Iată, 10 de cupe. Orice ar fi, această transformare va aduce fericire mai devreme sau mai târziu. 10 de cupe. Dar, dăm o carte pe acest loc. Clarificăm acel opt, acel coșciuc. Acea transformare intensă, radicală. A cui? Opt. Clarificăm. 7 de bâte. Exact ce am zis mai devreme, trebuie să învățați să puneți granițe personale ca să creați, ca să puteți să renașteți, ca să puteți să vă echilibrați. Și renașterea pe care o veți manifesta prin trezire și prin ce urmează să, eu știu, să creați, să creați. Acea renaștere va trebui protejată. Acea nouă direcție va trebui protejată. Împărăteasa. Și diavolul. Este un personaj care vrea să... Foarte obsedat de această energie feminină despre care am vorbit mai devreme. Un personaj obsedat. În ce sens? Obsedat să construiască ceva, aș spune. Să comunice niște emoții. Și să creeze... Să creeze ceva valoros. E o obsesie, aș spune, constructivă. Sau mai bine zis, ambiție. E ambiție. Mai dăm o carte pe 7 de bâte. Diavolul. Asta e. Deci, lecție. Lecție mare de viață. 8 transformare, da? Puneți granițe în fața celor toxici, exact cum am zis mai devreme, da? Învățați în această lecție și folosiți ego-ul și experiențele trecutului ca să vă creați calea voastră. Cineva trebuie să-și înfrunte demonii, interesant, în această transformare. Cineva trebuie să-și înfrunte demonii, nu doar relațiile karmice, nu doar situații neplăcute, cât și demonii interiori. Apropo de 17 de vindecare. Poate că aceia sunt la un drum. Nu știu. Variază. Clarificăm și 17. Barza, ibisul, care am mai spus în culturile asiatice, reprezintă Phoenixul, renașterea. Dar în aceste decărți reprezintă călătoriile lungi, peste hotare. Ia uite, împăratul. Exact ce am spus mai devreme sub o altă formă. Cineva trebuie să se vindece eventual de dorința de a avea control, de oameni care au vrut să-i controleze, apropo de granițe personale, și să se transforme într-o persoană. Nu să ai autoritară, cât autonomă. E o mare diferență între a fi autonom și a fi autoritar. Autoritarul duce către tiranie, varianta negativă a împăratului. Autonomia duce către stabilitate, către o atitudine protectoare, înțeleaptă, varianta pozitivă a împăratului. Ia uite, la capătul setului de cărți, probabil că cineva trebuie să renunțe la, ia uite, minciună, petreceri, nu știu. Imaginea arată un personaj care fură niște sabii, fură niște cuvinte, metaforic, evident, fură niște idei. Un soi de furăciune, da? Copy-paste-uri. Furtul de idei. Stai, stai, că mi-am vine un vers.
Și mai este ceva. Probabil că iar ține de acea transformare. Renunțarea sau oameni care au fugit de adevăr în brațele deșertăciunilor. S-au dus să-și petreacă timpul în, eu știu, medii plăcute, dar care le-a consumat energia 10 de bute. Da. Poate că așa au învățat în familie, că am văzut 10 de monede. E o melodie care cer să-mi aduc aminte un vers. Dacă nu, o să caut la sfârșitul etalării. Cine cântă? Încă nu știu titlul melodiei, nu-mi dau seama. Dar informația aceasta din care e la modă, din Moldova. Scuzați-mă. Nu știu, ceva cu furtul de idei. Un vers într-o melodie, dar era melodie de dragoste. Probabil că are legătură și cu dragostea. Cineva fuge de dragoste, a fugit de dragoste, în brațele prietenilor, sau într-o viață în care s-a sabotat, s-a păcălit pe sine. I-a păcălit și pe alții. Și aici e transformarea intensă prin care trece acel personaj în contact cu o energie feminină superioară. Trează. Ați văzut și voi 30 împărăteasa. Avem stea, apropo de cometă. Ia să vedem. Unde sunteți voi? Și voi sunteți în transformare. Extraordinar, steaua și regina de monede. Păi aici sunteți voi, cei care ascultați. Unii dintre voi, dacă nu vă simțiți persoane care inspiră la stabilitate, la creștere spirituală, la creativitate, puteți să inversați pozițiile, da? Recunoașteți persoana care vă inspiră în cazul în care nu sunteți voi. Regina de monede și steaua. Probabil că personajul acesta are și o afacere, că regina de monede are afacerea sa în domeniul spiritualității, a creativității, eu știu, comunicare online, eu știu, mass media, discuții la distanță pe, eu știu ce programe mai sunt, YouTube, canale YouTube. Deci aici sunteți voi. Interesant, și este un personaj care vrea să o ia de la zero cu voi. Vrea să se avânte înspre voi, eventual, pentru că se simte inspirat de lumina voastră și chemat cu turnul. Chemat să devină asumat, să devină protector, să vă protejeze, să vă... Aici sunteți voi. Unde sunt ei? Carla's Dream se numește formația. Unde sunt ei? 4 de băte, probabil flacăra voastră geamănă și spânzuratul. Spânzuratul e o energie care a stagnat mult timp cu un scop. A stat în legătură, apropo de ce am zis mai devreme, a stat în legături, în blocaje, exact ce am zis mai devreme, sub o altă formă, ca să învețe, ca să-și găsească credința, ca să se conecteze la alte spirite superioare, să înțeleagă că blocajele vin ca să învățăm din ele. Mai făcea cineva publicitate pe aici, pe la așa zisele direcțiile spirituale. Vino la mine ca să scap de blocaje. Nu, blocajele sunt necesare, te consulți cu oameni, dar scap singur prin credință și prin muncă și determinare, pentru că blocajele sunt energie saturniană, lecții de viață foarte necesare. Dacă nu ar fi problemele, cum am crește, cum am fi puternici? Așadar, aici este această persoană. 4 de băte, probabil cu planete în semn de foc, berbec săgetător leu. Probabil planete în casa 12, nu musai în casa peștilor, cât în casa 12.
Aici planete învărsători și în semne de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Dar, nu e obligatoriu. Sunt planete. Nu musa e zodie. Planete. Acum, această persoană, aici este. Persoana de aici, o să mai clarific. După îndelungi suferințe, sacrificii, aș spune... Lipsă de autenticitate, că nu e pe bune, nu e chiar normal să stai în această poziție, da? Normal este să, da, să stai în picioare. Acest personaj n-a avut verticalitate, n-a stat în picioare pentru ambițiile sale, pentru cine este. A avut blocaje și aici a avut de învățat. Probabil personajul care s-a mințit, interesant, care s-a mințit. Da? Lipsit de verticalitate, de autenticitate, de adevăr. Dar toată această stagnare, toată această legătură, sau mai bine zis, încrengătură, a fost ca să vadă lucrurile, nu știu când, la un moment dat, când se întâmplă acest turn, da? Discuția cu cineva care trezește. Să vadă lucrurile mai nou dintr-o altă perspectivă, să vadă din perspectiva credinței, una la mână, dar în primul și în primul rând să vadă că totuși există și legături armonioase și stabile și armonioase. Probabil până acum credea că stabilitatea nu este armonioasă, da? Sau armonia o găsim doar prin prieteni, petreceri, chestii de genul ăsta. Interesant, probabil că acest personaj a avut un vis legat de această legătură foarte specială. Este totuși cartea flăcărilor gemene și apare iar. La capătul setului de cărți, asul de bâte. Este o pasiune în secret, iar împărăteasă, față de o femeie foarte specială, pe care atrage atenția în primul rând. Dar care probabil pe acest personaj l-a făcut să plângă uneori, dar îl și inspiră să cucerească, să învingă blocajele despre care am vorbit mai devreme, să lase trecutul să pice și să-și creeze o nouă cale. Hai să mai vedem unde sunteți voi. Clarificăm Regina de Monede. Voi dați stabilitate, voi sunteți o energie... Da, marele, exact, ce-am zis, stabilitate, mare preot. Voi ajutați, sunteți profesor spiritual cu steaua și marele preot. Oferiți stabilitate. Arătați oamenilor, inclusiv persoane cu care aveți de-a face, poate o recunoașteți, poate nu. O să o descoperiți. Îi ajutați să-și recreeze, cum am zis mai devreme, să-și recreeze viața, să-și o reconstruiască conform destinului și misiunii fiecăruia. Și asta înseamnă că fiecare om care alege să se descopere, să-și creeze calea, apropo de 22, trebuie să lase în urmă iar suferință și să-și descopere credința. Poate sunt iar în chestiuni de spiritualitate versus religie, aș spune, învechită. Da. Eremitul, interesant, invers. Zis, voi sunteți steaua, voi sunteți steaua celor care sunt în întuneric. Acum avem în plus, am zis Taur, Fecioară, am zis că la început, Taur, Fecioară, vedeți? Taur, Fecioară, Capricorn. Și vărsător, mă special. Dar, am zis, voi sunteți lumina de la capătul tunelului, lumina în, care semnalizează în întunericul acestui personaj, care a stat în cap, într-o formă de stagnare, cine știe de cât timp. Sonorațiunii naște monștri, apropo de casa 12-a, și a exceselor și a petrecerilor și a lipsei de sinceritate, aș spune.
Și totuși, ați trecut și voi prin așa ceva. E ce interesant că apar cărțile la voi și voi ați trecut, normal, ca să fiți stea. Prin câte transformări ați trecut? Interesant. Dar și pentru voi apare această pasiune pe care am văzut-o la acest personaj. Probabil că între voi și acest personaj se naște o pasiune. În urma unei comunicări, în adevăr, sau comunicând adevărul, o comunicare pe care cineva o aștepta de foarte mult timp, avea nevoie acest personaj să fie trezit. E un personaj simplu, dar care este trezit la viață, inspirat să-și găsească calea sa. Interesant. Persoana cealaltă, 4 de bute, clarificăm 4 de bute. 4 de bute. Oh, uite la rede. Iar apare, aici este, când văd această carte știu că este nebunul, da? Ia uite, nebunul și cavalerul de spade. Vești neașteptate, eventual, de acasă cineva pleacă, dar aș spune că nu. Nu știu cât e că pleacă cineva de acasă, cât pleacă cineva într-o nouă direcție care îi va aduce armonie, stabilitate. Cineva vrea să riște într-o nouă direcție pe care o simte potrivită pentru sufletul său. Și totul are la bază iar pasiune, dar și dorința de a construi, atracție fizică, dar și dorința de a crea ceva împreună. Da? Versus blocajele despre care am vorbit mai devreme. Clarificăm spânzuratul, te rog frumos. Clarificăm spânzuratul pentru persoana a doua. Magician. Dar interesant că a venit pe orizontal. Magicianul, exact ce am zis mai devreme. Acest personaj s-a păcălit. A păcălit și pe alții. A fost manipulator, a fost mincinos, dezinformat. Da? Asta înseamnă. A creat iluzii, iluzionism versus manifestorul. Pentru mine magicianul e manifestorul pentru că are toate resursele. Pentru cei care știți human design, da? Pentru cei care știți human design, înțelegeți ce înseamnă manifestor. O să vorbesc și eu despre asta cândva. Interesant că a venit pe orizontal. Este în transformare. Este în curs de transformare pentru că trebuie să se producă zero ca să apară și magicianul în poziția normală. Și iar avem un 8, iar transformarea despre care am vorbit încă de la început. Și la capătul setului de cărți, da, construcție, reconstrucția turnului, reconstrucția vieții, implicarea asumată, chiar dacă sunt conflicte. Dar cineva trebuie să lase conflictele, minciunile, jocurile mentale și să se pună pe treabă. Mai dăm o carte pe acest magician. Aici este schimbarea de perspectivă. Poate cineva își dă seama că s-a păcălit, că a fost manipulat, că a fost manipulator. Na, toți suntem la un moment dat că așa suntem învățați să fim. Până când încercăm să nu mai fim și să fim cât putem de în lumină, să zic, sau de luminoși. Mai dăm o carte pe acest magician. Iar turnul, da? Trezirea asta și valetul de bute. Da. Manipulatorul sau viața neasumată, viața mincinoasă, viața în jurul mincinoșilor, în jurul oamenilor care ne păcălesc, acea viață, acele construcții, acele relații, colaborări, trebuie să le lăsăm să se ducă ca să putem manifesta o nouă direcție. Poate să fie și pasiune, poate să fie și atracție sexuală, poate să fie și o nouă direcție originală, o nouă versiune a noastră. Eventual acestui personaj în mod special. Acest personaj probabil
Probabil că într-un mod neașteptat descoperă care pasiune, care atracție față de ceva care îi creează și stabilitate. Probabil credea că pasiunea și atracția fizică nu poate crea stabilitate, dar na, uite că se creează cu persoana potrivită. Într-un anumit caz ar fi flăcări gemene. Și sunt conflicte, sunt bătălii. Vor fi pentru această nouă pasiune. Cineva va trebui să se zbată foarte mult. Ca să, poate va trebui să facă și călătorii, să și comunice ca să manifeste această pasiune. Și să o construiască. Interesant, apropo de turși de reconstruire, să o construiască. Și cu suflet, dar și cu minte. Interesant. Interesante cărțile. Foarte interesante. Până la urmă, care e concluzia, nu? Aici sunteți voi, aici sunt ei. Și am văzut doi debute. Unul se transformă, celălalt e asumat. Deja știe unde este. Și steaua poate să fie în energia împăratului. Da? Își cunoaște potențialul, e în echilibru, e în autoritate. Hai să vedem concluzia. Era doar de tare. M-am fost un pic prinsă și astăzi și ieri cu niște chestii. Concluzia, cavalerul de monede, unde era? Aici, exact. Concluzia este că și voi, și ei, și toată lumea. Măcar asta ar fi concluzia. Toți cei care ascultați, mai asumați-vă acest as de monede. Poate să fie un nou talent, o nouă casă, o nouă relație, un nou job. Și dacă nu-i job, repet, poate să fie un hobby pe care îl duceți la excelență, cu răbdare. Pentru că avem mai mulți talanți. Orice ar fi, cu răbdare, ne implicăm, asumați. Mai dăm o carte, concluzia, cavalerul de monede, dar mai vedem. Concluzia. Mai dăm o carte. Oh, ce frumos! E cu dragoste, e cu pupături. Șapte de spade, despre care am zis mai devreme. Mincinosul, fugăciosul. Hoțul de inim. De idei. Măi, să caut melodia Carla's Dream. Cred că e până la sânge, dar nu știu sigur. Cred că acolo era un vers. Furtul de idei. Furtul de idei. În fine, deci acest personaj trebuie să se vindece de acest fel de a fi. Dar noi învățăm și din lecțiile noastre și din lecțiile celor cu care avem de-a face, da? Mai ales cei care suntem în această vibrație. Poate că și noi am fugit la un moment dat de ceva. Poate încă uneori mai fugim de niște aspecte ale noastre, de niște demoni. Și atunci, prin oglindire, relațiile oglindesc o parte din noi, dacă întâlnim asemenea oameni, înseamnă că și noi am fugit de ceva, repet, poate de dragoste, poate de un aspect al nostru. Și avem încă de vindecat acel lucru, ca să, cu temperanța, ca să manifestăm dragoste necondiționată față de noi și apoi față de restul. Dar, asta pentru personajul de aici. Pentru personajul B, acest personaj, repet, trebuie să se vindece de stagnare, de minciună, de autosabotaje, cu răbdare, cu răbdare, când nimeni nu se vindecă peste noapte, și să descopere dragostea adevărată. Vai ce frumos, da? Și o descoperă pe calea pasiunii, prin pasiune, prin atracție și prin comunicare, că-s valeți și magicianul, prin comunicare. Eventual cu voi, cu cine o mai fi. Și apoi, cavalerul de monede. Hotărârea de a crea ceva stabil, de a fi, mă, un om stabil, mă, sa de treabă. Că aici nu era. Aici este. Cavalerii mi se pare o energie foarte faină. Iau, de șase de cupe. Întâlnire cu sufletul pereche. Iar comunicare, care aduce fericire. Vai, dar asta e fericirea. Nu ce... Aici era trei de cupe, întâlnirea cu sufletul pereche. Iau, sufletul pereche. Asta e adevărat. Măi, dar am fiori. Ia uite, 2 de cupe, 3 de cupe, valetul de cupe, 10 de cupe, sunteți nebuni? Asul de spade, asta e trezirea cuiva. Și 6 de cupe. Cineva, mame, de ce fiora, cineva își dă seama, măi, ce întâlnire cu prietenii la berică și la așa?
Ce întâlnire cu surogate, artificii și dulciuri de duzină? Da? Întâlnirea cu sufletul. Deci câte? 2 de cupe, 3 de cupe, 6 de cupe, 10 de cupe, flacăra geamănă, cred că este. Sau un suflet perechi care se trezește și îți dă seama, mai, aici cu Xulescu, cu steaua sunt fericit, fericită. Ia uite, 10 de monede. Aici este. Vreau să fiu și eu la casa mea, vreau să fiu și eu om stabil. Vreau să mă bucur de dragoste și pasiune. Fantastic, ce cărți m-a zăpăcit de cap. Ei, nu chiar. Dar îmi place când sunt așa multe frumoase, pentru că până acum au fost foarte tumultoase. Ideea este că asta e. Visul care se împlinește al cuiva, poate al acestui personaj, poate voi sunteți visul în viața lor. Poate și-au dorit un om, un suflet pereche, care să aibă răbdare, să aibă dragoste necondiționată și să-i ajute să se schimbe, nu știu. E o trezire, e o comunicare care aduce multă, multă bucurie și vindecare și recunoaștere. Recunoaștere. Că asta faci când îți întâlnești sufletul pereche, simți că, măi, e ceva. A mai fost într-o altă viață împreună. Altfel, cum de te știu atât de bine? Cum de mă simt atât de bine în preajma ta, chiar dacă nu te cunosc, nu? Frumos. Chiar mă bucur că am făcut etalarea. Dar aici sunteți voi, profesor spiritual, ghizi. Deși ați trecut și voi prin foarte, foarte multe. Cine e aici? Nu știu. Ia uite. Încetiniți un pic. Lăsați un pic să primiți. Apropo, acest personaj poate că trebuie să-și dea timp să viseze. Apropo de semnul casa 12 a peștilor. Poate că și voi, sterelor, trebuie să încetiniți un pic și să mai visați, să vă conectați la flăcările gemene. Interesant. Îmbrățișați-vă emoțiile, că sunt multe, ați văzut multe emoții. Hai, încă un mesaj. Iar, vedeți, vedeți, vedeți ce frumos? Vă atrageți unul pe altul, prin vise, prin imaginație. E un labirint de parcurs între voi doi. E un întuneric, apropo de eremit, până la stea. Da? E un întuneric care trebuie parcurs, labirintul ăsta. Dar eremitul știe, are răbdare, că va găsi calea, va găsi ușa, să zic, va găsi lumina. Și voi stați acolo frumos și luminați, radiați, fiți voi înșivă. Fiți voi înșivă și ceilalți vă vor găsi. Cei care au nevoie de voi vă vor găsi. Ia uite. Love who you are. Iubește-te. Ia uite. Iar 8. Iubește-te. Eventual și acest personaj trebuie să învețe iubirea. Iubirea. Asta. Iubirea de sine și apoi dăruirea. Mai încă un mesaj. De la îngerașii noștri, dragi și protectori. Ia, mai vedeți? Iar cineva n-a fost corect. Dar acum este doritor să se exprime dragostea. Pentru că a început să asculte cu inima. Unu, magicianul, probabil personajul de aici, se trezește. Se trezește. 6 este numărul îndrăgostiților. Ask for help. Probabil că cere ajutorul sau va cere într-o formă sau alta, cât de subtilă. Că unii sunt mai mândri și le este greu să ceară, dar într-o formă sau alta va cere ajutorul. Sfatul. Renunțați la control și concentrați-vă pe ceea ce este pozitiv. Și voi, stelelor, dacă sunteți un pic, poate, prea în control, prea în autoritate, poate că trebuie să fiți un pic mai blânde, mai blânzi și să vă concentrați pe viziunea voastră, pe viitor și pe pozitiv. Sper că v-a plăcut, măi, dragii mei ascultători. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine, ciao, ciao! Închid.